Neața, ora este 6 dimineața, am ajuns la locul de ciuperci, avem și o lanternă, până pe la 7 jumate nu se vede nimic în pădure, dar urcăm, vizionare plăcută. Am găsit o bucată, destul de faină asta, uite, iar undeva mai deasupra mai avem o bucată, uite, și a doua destul de faină. Aici, de exemplu, am mai găsit o bucată. Uite cât e de faină. Și mai am câteva. Afară nu se vede nimic, uite. E noapte, beznă totală. Încă o bucată faină. Încă una faină. Uite. Aici mai avem încă două. Faină. Uite, una, două. În zona asta avem trei, uite cum stă. Uite. Două. Și trei. Faină. Pare destul de fain, da? De data asta, acolo jos, mai avem o bucată faină. Uite. Da, îți dau lipite, trei. Uite cât de faine. Așa-i? În zona asta mai avem două bucăți acolo. Nu smar, dar sunt faine. Uite. Da, și uite, mai uite o bucată. Nu rompi s-a văzut. Cam așa arată zona în care mă aflu. Am în jur la 4 kg. În sfârșit s-a făcut lumină. Și uite. Încă două. Opa, pe asta am rupt-o. Faine. Mă aflu într-o pădure în care nu a mai fost anul acest. Uite, aici încă o bucată. Faină. Aici am mai găsit un hrib. Ia rupi coada. Fain. Prin zona asta am găsit bine. Nu se văd de la distanță, deoarece sunt foarte mici, dar am găsit. Uite. Încă una. Mai devreme am găsit vreo 10 într-un loc. Nu le-am mai filmat deoarece au fost mici. Uite, încă una. Deci nu sunt mari. Nu-s mari în zonă, dar-s multe. Uite cum arată zona. Și dacă mă uit bine... Da, mai uite. Încă două. Trei. Uite ce stă. Una. Două. Și mai sus mai văd una. Dacă mă voi bine, tot găsesc în zona.
Uite, aici mai avem o bucată din mare. Nu a prins zona asta, voi căuta. Nu are rost să schimb pădurea. Uite, acolo mai văd o bucată de la distanță. Încă una. Sunt tare mici, v-am mai zis. Și se văd foarte greu. Deci da. Am mai văzut una aici mai jos. Mergem să luăm și pe aia. În zona asta mai sunt și oameni. Uite. Aici mai am văzut o bucată. Încă una. Tot așa mai pitică. Aici am mai găsit o bucată. Faină. Aici mai avem o bucată. Tot la mușchi. Uite unde a crescut acest râb. Gen acolo. Destul de fain. Aici am mai găsit două așa mai mici. Uite. Una. Și două. Am mai găsit o bucată faină. Chiar faină asta. Aici mai avem trei bucăți. Deci două pe acolo și una aici. Nu sunt mari, dar sunt faine. Una. Două și trei. Încă una mai pitică. Asta mai și fain un pic. Uite, acolo mai văd un hrib. Avem și unul răsturnat, uite, din ăla bătrân. Uite unde a crescut un hrib, gen acolo, doar un pic se vede. Nu-s mare. Uite. Deci încolo pădurea este tăiată, uite. Făcut o răritură. Și uite cum stă hribul. Eventual mă reîntorc înapoi în zona. Lângă acest brad căzut mai avem o bucată. Uite. Aici avem un hrib. Uite ce fain stă. Un mușchi. Vedeți? Și lângă mai avem una mai pitică. Uite. Am mai găsit o bucată în zona asta. Dar să vedem cum arată. Uite. Ai, mi-a rupt din coadă. Este faină. Uite ce interesant. Pe partea stângă, în această pădure nu se fac hribi și pe partea dreaptă de creastă se fac. Nu, interesant. Uite, avem încă bucată. Faină și asta. Aici, la mușchi, mai avem încă bucată. Foarte mici. Sunt mici deoarece doar aseară a plouat și hrib ieșit după ploaie. Majoritatea sunt mai mici ca acesta. Uite, acolo mai văd o bucată.
Aici mai avem încă un hrib, fain. Hai să vedeți cum arată. Am mai găsit o bucată undeva în zona asta. De fapt, sunt două. Este de fain. Una. Și două. După acest brad, mai avem încă două bucăți. Uite. Romanita, vedeți? Faine ambele. Am mai găsit o bucată gen în zona aia. Hai să vedem cum arată. Este de fain. Bine, nu-i mare. Este un hrib așa, perfect. Uite, în pădurea asta, vedeți? Toată este răsturnată. Ceva furtună a răsturnat-o. No, și de atunci hribii nu se mai prea fac în zonă. Nu se mai fac mai deloc. Uite că am găsit una. Pe vremuri umblam aici, eram copil, păi nu era un copac căzut. Aici am mai găsit două bucăți. Uite. Tot așa mai pitici. Doi hribi mai pitici. Bun. Iar deasupra am mai văzut o bucată. Sper să mai găsesc. Hai să vedem. Să vedem prin ce zonă. Vedeți, am văzut de la distanță și acum nu mai văd. Nu. Nu mai văd. Am pierdut. Nu, pe aici pe undeva a fost. Am pierdut. Bani. Uite cum găsit-o. Mamita asta de mare. Aici avem un pârâiaș mic. Și lângă el un hrib. Uite. Făcut. Este făcut la mușchi. De data asta, uite, acolo avem un hrib ceva mai mare. În sfârșit un hrib mai mare. Și un pui lângă. Doar un pic se vede. Și uite, mă, ce adânc este băgat pe spumă. Îmi pui și uite. Bun. Uite cât e asta. Asta da. Aici mai avem un hrib. De data asta a crescut la tulpina unui brad. Uite. Gen pe aici. Mi-a rupt din toată. Uite, fain. Uite, aici mai avem încă un hrib. Doar unul. Este de fain. Uite, acolo cred că mai văd o bucată, un hrib. Hai să vedem, e hrib, e hrib. Uite. E destul de fain.
Aici avem o pădure căzută, iar aici mai în față avem și un hrib. Uite. E destul de fain. Uite. De data asta avem aici un hrib mai fain, care nu este făcut la mușchi. Uite. Și când zic că este mai fain, este foarte fain față pe lângă ce am găsit azi. Uite. Sub acel brad din față, gen acolo, văd două bucăți foarte faine. Vă câteți de faine astea. Uite. Faine, faine de tot. Vedem cealaltă cum e. Da, și asta e faină. Din două. Aici avem un hrib bătrân. Uite. Foarte bătrân. De la deasupra mai văd o bucată. Uite, tot bătrân. Este un hrib răsturnat. Iar undeva mai sus, uite, mai văd una mai mică. O bucată mai mică. Opa. Vedeți? Și mai deasupra mai văd o bucată aia puțin mai mare, mai faină. Nu așa mare, dar faină. Uite. Asta da. Uite, aici încă două bucăți. Uite, la astea doar pălările se văd, vedeți? Se vede doar pălăria. Îl iau și pe ăsta, deoarece l-am mișcat și nu se mai crească. Uite. Și aici mai e o bucată. Va trebui să cobor prin pădurea asta, mai am un compit la mașină. Cineva mi-a zis să-i arăt cantitatea, domnule, cantitatea. Păi ea, în jur la 12 kg. Am aici o jumătate de plasă din asta mare, iar dincolo aproape plină și aia. Nu. Nu știu, mă gândesc să am în jur la 12 kg. Am să vă afișez eu pe ecran după ce am jucat acasă și le cântăresc. Cine umblă la ciuperci și cunoaște foarte bine zonele, găsește în medie de 10-15 kg pe zi, din cauza că în acest an nu s-au prea făcut. Acum, normal, că cine nu cunoaște și habar n-are de ciuperci, eventual găsește 2-3 bucăți pe zi. Nu. Anul trecut, în schimb, cel mai mult am adus 84 de kg. Deci atunci erau hribi în prostie. Anul ăsta mai puțin. Deci cam asta e limita, 10-15 kg. De exemplu, ieri am avut doar 9,2 kg. Am fost în altă pădure. Aici mai avem un hrib și cu acest hrib cred că voi încheia și videoclipul de pe ziua de azi. Uite. Destul de fain. Data asta nu este făcut la mușchi, dar e fain. Uite.